Să deschidem primul nostru fișier de tip RAW. Ctrl-O sau Command-O pe Mac pentru Open. Alegem fișierul și îl deschidem. O să vedeți că ne-a apărut camera RAW și în stânga o serie diferită de tool-uri decât ce am văzut până acum. Camera RAW arată cam așa. Este un soft micuț anexat lui Photoshop care interpretează și convertește toate imaginile de tip RAW pentru a putea să le lucrăm ulterior în Photoshop. În partea din dreapta avem mai multe meniuri și o să dăm click pe Basic pentru a vorbi despre ele. La varianta Basic avem White Balance și câteva slidere. White Balance-ul poate fi modificat. Putem să facem imaginea mai rece sau mai caldă în funcție de dorințe. De asemenea, putem modifica tinting-ul, care poate să fie spre verde sau spre mov. Există de asemenea și o pipetă în dreapta, pe care o să mai vedem pe aici, pe acolo, în Photoshop, și cu ajutorul căreia, dacă o luăm să o ducem undeva pe imagine, putem să spunem, ok, aici e negru, ăsta trebuie să fie pixelul după care tu să te iei să faci white balance. Nu e întotdeauna corect, așa că nu-l folosesc chiar mereu. Mă bazez mai mult pe cifre. Dacă o să ne uităm în partea din dreapta sus, unde avem histograma, pe pixelul pe care ne aflăm acum avem red 18, green 15, blue 14. Asta înseamnă că imaginea are un pic mai mult roșu decât ar trebui. În mod normal, ca să putem să avem o imagine echilibrată din punct de vedere al white balance-ului, în zona respectivă, toate cele trei valori trebuie să fie egale. Pipeta respectivă face următorul lucru. Am dat click și el ne-a făcut toate trei valorile egale. A scăzut de la roșu și de la verde și s-au aliniat toate la 15. Sub parte de white balance avem exposure, contrast, highlights, shadows, whites și blacks, care toate sunt cumva parte din aceeași familie. Putem modifica expunerea în funcție de ce avem nevoie și ce vedem este că ne luminează și ne întunecă toți pixelii cumva echilibrat. Nu vrem chestia asta și de asta o sărim un pic peste contrast. Există highlights, shadows, whites și blacks. Ce fac? În esență, mie îmi permit să modific o familie specifică de luminozități în funcție de nevoile mele. Dacă vreau să luminez shadows și să întunec blacks, pot să fac chestia asta. Și totuși ne rămân whites și highlights, cât de cât. Ca idee, dacă țineți minte ce povesteam acum câteva lecții, că avem de la 0 la 255 luminozitate, am putea să împărțim în 4 zone diferite. Avem de la 0 la 64 blacks, de la 64 la 128 shadows, de la 128 la 196 highlights și de la 196 la 255 whites. Ok, clar, nu e chiar atât de bine definit, dar principial cam astea ar fi zonele noastre de lucru. Evident, toate aceste slidere care au și valori în dreapta pot fi modificate manual. Ultimul lucru de menționat aici este contrastul. E o chestie importantă pe care trebuie să o rețineți. Contrastul și tonurile de culoare sunt invers proporționale. Asta înseamnă că în momentul în care eu scad contrastul, am mai multe tonuri. În momentul în care îl cresc, tonurile mele se grupează foarte mult și se duc spre niște culori foarte intense. Asta face din contrast să fie ceva interesant vizual, faptul că face o imagine foarte intensă, însă nu foarte corectă din punct de vedere al editării. Hai să dăm un pic de zoom in și să vedem despre ce e vorba. Control plus, Command plus pe Mac, până la 300%, ca să vedem niște gradienți pe aici pe lângă sticlă. În momentul în care eu am crescut contrastul, toate tonurile acelea fine dispar. Totul se concentrează înspre galben, portocaliu sau maro. Și totuși pe mine mă interesează să am această finețe a tonurilor, pentru că ulterior mă ajută în procesul de editare. O să vedeți că sunt funcții care depind de finețea tonurilor. Ăsta e motivul pentru care părerea mea este că în Camera Raw noi avem de-a face cu niște modificări pentru a
pregăti imaginea pentru editare, nu o editare efectivă. Aici doar ne uităm pe aici, pe acolo, vedem cam ce ar trebui modificat, ce ar trebui îmbunătățit pentru a avea o imagine optimă, nu o imagine editată creativ. Pentru asta e Photoshop. Trecând mai departe, sub ele avem Texture Clarity și Dehaze, care sunt trei funcții destul de smart care au apărut o idee mai târziu în Camera Raw. Texture și Clarity au de-a face evident cu textura. Dacă vom crește texture, vedeți că totul ajunge să se închege foarte bine și să avem detalii foarte multe și să dea impresia asta de tridimensionalitate. Pe de altă parte, în unele zone merge bine, în unele zone merge rău. Unde nu e de folos texture niciodată este pe piele, pe față, pe corp, pentru că ajunge să-ți facă o textură din asta specifică de șmirghel. Același lucru și cu clarity. Acum, asta se duce mai mult spre contrast și se și vede chestia asta ca și diferență între cum funcționează texture și cum funcționează clarity. Clarity e funcția cu care a venit Photoshop. Texture, așa ca mic inside scoop, e o funcție furată oarecum de la Capture One, care e un soft foarte fain pentru un soi de Lightroom pe steroizi, dacă vreți. Ultima variantă, Dehaze, este pentru landscape. N-avem cum să îl folosim, sau bine, putem să îl folosim acum, dar nu cu foarte mare rezultat. Scopul lui Dehaze este de a-ți aduce înapoi contrastul și saturația în condițiile în care tu faci fotografii cu, să zicem, o focală lungă și ai praf în aer, smogul de oraș, norii și începe să, nu știu, tragi la 300 de milimetri și se vede că e estompată imaginea. Dehaze-ul îți aduce înapoi, viața în imagine, oarecum. Iar ultimele din partea asta, basic, super simplu, sunt Vibrance și Saturation. E o diferență foarte mare între ele. Saturația o să-ți crească toate culorile către varianta lor absolută. Și în principiu o să se ducă către una din 6 culori predominante. Red, green, blue, cyan, magenta, yellow. Pe de altă parte, Vibrance e o variantă mai discretă. El crește saturația, dar disproporționat. Dacă ai o imagine în care ai elemente un pic saturate și elemente foarte saturate, o să crească disproporționat saturația ca să le poată ridica pe cele care sunt un pic mai șterse. Ăsta e, de fapt, farmecul lui Vibrance. Și probabil 8 din 10 dăți eu tind să folosesc Vibrance în detrimentul lui Saturation. Trecând la meniul următor, avem Curves. Curves e o variantă un pic mai smart a ceea ce văzusem în meniul anterior, Highlights, Shadows, White și Blacks. Aici se numesc Highlights, Lights, Darks și Shadows și îndeplinesc în esență cam același scop. Ce le face diferite este faptul că ai și graficul de Curves pe care poți să vezi exact cum modifici informația. El face mai multe chestii și aici poate să lucreze pe familii de culori și grading și așa mai departe, însă, cum am spus, scopul lui este doar de a corecta un pic imaginea. Niciodată de a interveni creativ în partea asta de camera RAW. Orice funcție pe care o avem aici, cu excepția 2-3 cred, există și în Photoshop și are avantajul de a fi reversibilă, de a fi mai bună și de a putea fi folosită localizat. Și aici e o diferență foarte mare din nou. Trecem mai departe la Detail, care e o chestie simplă. Aici avem Sharpness, Noise Reduction și Color Noise Reduction. Sharpness-ul, în principiu, nu e la 0. Dacă vă uitați în partea asta, Sharpness-ul meu e la 40. De ce? În momentul în care noi folosim o imagine de tip RAW, aceasta nu beneficiază de niciun tip de procesare in camera. Nu saturație, nu contrast, nu Sharpness, nimic. E pur și simplu ce vede senzorul pune într-o poză, într-un fișier. Astfel, el compensează automat cu un pic de sharpness ca să arate bine imaginea. Și ați vedeți că la triunghiul ăsta putem să coborâm un picuț și să găsim câteva detalii.
Aici există un truc pe care eu tind să-l fac, mai ales când lucrez în camera RAW. Hai să dăm un pic de zoom in și să vedem sticla noastră, să vedem niște detalii. Sharpness-ul în exces e o problemă și o să mai revenim asupra asteia, pentru că există vreo 4-5 metode de a crește sharpness-ul în Photoshop și există una sau două care sunt într-adevăr foarte bune. Dacă noi creștem sharpness-ul obișnuit, o să vedem că apare noise și apare din nou textura aia de șmirghel. Trebuie să ne uităm la radius, detail și masking. La masking mai puțin, dar radius și detail sunt importante. Putem să creștem sharpness-ul mult și să mergem cu un radius foarte mic. De ce? Așa arată poza noastră cu zero sharpness. Așa era scoasă din aparat, pentru că e clar cumva era un pic pe pahar focusul. Dar dacă noi creștem sharpness-ul spre 100, să zic, 109, cu un radius foarte mic, nu bate la ochi. De la acest element putem să vedem un before and after. Se vede că a crescut claritatea, însă nu a venit acea textură de șmirghel. Și la fel, în funcție de unde ne situăm deja cu radius, putem să intervenim asupra lui detail. Părerea mea este că detail-ul funcționează bine undeva între 20 și 25 și eu tind din nou să încerc să preiau din informația existentă în fișierul RAW, pentru că ulterior în Photoshop pot să fac sharpness selectiv sau pot să fac o grămadă de alte chestii mult mai avansate. Nu mi-aș bate prea mult capul aici. Din nefericire, partea de noise reduction e un pic un soi de unicorn. Prin excelență, ce face noise reduction-ul este că îți face o poză neclară. Dacă dăm un pic de zoom in, vedem noise reduction 0, noise reduction 100%. El ce face de fapt? Blenduiește pixelii astfel încât să-ți dea ție impresia că nu mai ai noise. Nu mai ai noise, dar nu mai ai nici textură. Noise reduction-ul momentan nu e o funcție care să fie aplicată în mod real. Ok, niște cazuri excepționale, poți să mai salvezi câte o poză, dar nu e o funcție pe care eu chiar aș vrea să o folosesc. Color noise-ul e un pic mai funcțional pentru că el ia în considerare pixelii de culori dubioase sau grupările de pixeli care nu sunt naturale. Și în esență ce practic constituie acest color noise. Și funcționează destul de onorabil. Bun. Avem o variantă de color mixer și de color grading care, părerea mea, este că nu fac obiectul lucrurilor în camera RAW. De ce vă spun asta? Pregătind o imagine aici, noi putem să o edităm în Photoshop. Dacă eu aleg să schimb, hai să dăm un pic de zoom out. Dacă eu aleg să schimb tonurile de culoare din fișierul acesta RAW, o să mă trezesc în Photoshop cu o poză care la un moment dat s-ar putea să nu mai placă. Intervenția pe care o fac aici în Color Mixer nu mai este reversibilă. Pe de altă parte, dacă folosesc Color Mixer-ul din Photoshop, pot să îl închid, să-l ascund, să-l fac să lucreze selectiv sau să-l anulez în orice moment în varianta de lucru multilayer, care este notabil mai sănătoasă. Același lucru și pentru Color Grading. Color grading-ul este un sistem foarte important și foarte util pentru noi ca fotografi, pentru că luminozitatea, contrastul, familiile de culori pe care le folosim în imaginile noastre dictează mood-ul pe care îl dăm mai departe, ce vrea să spună imaginea. Ai de exemplu în The Matrix varianta de grading verde când era Neo în matrice, și varianta de grading normal, teal orange, când era în nava mamă și zburau prin spațiu și se băteau cu roboții. Și importanța acestui grading este evidentă. Diferența de culori spune exact în ce lume se află povestea. După ce ți-ai eliminat imperfecțiunile, ai făcut corecții de toate felurile, ai făcut, nu știu, compozitare și orice mai ai tu nevoie să faci, de-abia
Spre final adaugi contrast, adaugi gradu, faci coloring și tot așa. Așa că nu m-aș băga foarte tare aici. Și din nou, ai optics care sunt și nu sunt utile. E pur și simplu o funcție super simpluță care are abilitatea de a compensa pentru wide-uri care fac distorsiuni prea mari, de exemplu. Și vinietarea care evident îți luminează și îți întunecă în colțuri în funcție de obiectivul pe care îl folosești. Există obiective care luminează sau de fapt care întunecă mai degrabă destul de mult în colțuri. Mai există aici și funcția de defringe, care vă ajută să faceți corecții în cazul lentilelor un pic mai slabe, care au fringing. Există de asemenea și geometry, unde ai posibilitatea de a trage de poză în funcție de ce ai tu nevoie. În general, astea sunt cumva mai mult folosite pentru arhitectură, corecții de perspectivă și tot așa. Avem efectele de grain și vinietare extra, dacă simți că ai nevoie, unde poți să intervii și să întuneci sau să luminezi, la fel ca și la varianta anterioară, sau să adaugi noise. Părerea mea este că, din nou, nu prea au ce căuta aici, sunt chestii pe care le faci spre finalul procesului de edit. Și ultima parte de aici este calibrarea, calibration. O să revin un picuț în partea de sus unde avem profile. Profilul și calibrarea sunt două chestii care țin de interpretarea pe care o face Photoshop legată de culorile pe care le-a surprins aparatul tău. De ce? Poți să tragi cu Sony, Canon, Nikon și orice altceva. Și Photoshop o să trebuiască să interpreteze culorile ca să-ți dea ție o imagine. De obicei le face ok, însă cu o acuratețe limitată, pentru că el trebuie să găsească cumva o margine de eroare mică pentru toate aparatele. De aici există acele mituri cu culorile Nikon sunt mai așa, culorile Canon sunt mai așa. Nu ar trebui să fie. Dar, lăsat la latitudinea Photoshop-ului, el poate să meargă pe Adobe Color, Adobe Landscape, Portrait, Standard, Vivid și așa mai departe. Și ce observăm este că și tonurile și contrastul se modifică. Și atunci vii și te întrebi, care-i corect? Cu ce culori ar trebui să lucrez eu? Aici intervine o carteluță din aia de calibrare de la X-Rite, care se numește Color Checker și pe care trebuie să o fotografiezi cu aparatul tău. O încarci în softul lor, îți creează un profil și tu, cu ajutorul ei, explici Photoshop-ului care sunt culorile corecte produse de aparatul tău. Pe lângă partea de profil, există și compensările pe care le poți face ori manual, ori într-una din cele 5 versiuni pe care le are Adobe aici. Personal, merg pe 5 pentru că, în general, tind să le mai îmbunătățească dintr-o parte într-alta. Dar, dacă ne uităm la varianta 1, care e mai high contrast, și apoi la varianta 5, te cam face să te întrebi, ok, care este cea corectă, care e familia de culori, luminozități și care e nivelul de contrast al pozei mele, pentru că în funcție de ce te întreb, tu poți să îmi spui două chestii diferite. De aici, profilurile de cameră sunt foarte, foarte importante și e o chestie pe care lumea nu o ia în considerare pe cât de mult cred că ar trebui să o facă, cel puțin în momentul în care lucrezi în advertising sau lucrezi comercial sau ai produse. Hai să ne uităm un picuț și la partea de tool-uri. Tool-urile pe care le avem aici sunt destul de simple. Avem crop tool și, din nou, prefer să nu cropuiesc în Camera Raw. Pe lângă asta mai avem ceea ce se numește spot removal. Spot removal-ul este un brush, în esență, care îmi permite mie să mă duc pe imagine și să elimin niște imperfecțiuni. Revenind, prefer să nu fac aceste modificări aici. Plus că spot removal-ul de aici e o chestie super rudimentară. Sub spot removal există opțiunea de brush. Aici cumva intrăm în zona de Lightroom, pentru că de fapt Lightroom-ul a fost construit după baza asta de Adobe Camera Raw
Și e gândit pentru viteză, eventuri și dimensiuni mari de volume mari de imagine. Sub spot removal avem ceea ce se numește adjustment brush. Adjustment brush-ul îți permite să faci niște modificări zonale, dacă vrei. Tot ce am văzut până acum au fost modificări globale. Am luminat, am întunecat, am crescut contrastul, dar pe toată imaginea. Dacă ai nevoie, îți poți alege de aici, uite, să creștem expunerea cu 1,15 și pot picta în esență zona peste care să se întâmple treaba asta. E ok, nu e ideală. Practic, astea sunt niște funcții care sunt foarte utile în Adobe Lightroom. Asta e tot scopul softului. E un soft funcțional, gândit pentru viteză, pentru volume mari de fișiere, pentru automatizări foarte ușoare și pentru timp foarte puțin petrecut editând. Nunți, botezuri și așa mai departe. Funcția asta de adjustment brush e utilă acolo, însă noi o să lucrăm în sistemul multilayer cu o variantă de brush-uri mult mai smart, mult mai complexe, reversibile și care ne permit nouă să facem tot soiul de chestii super faine. În principiu, cam astea ar fi câteva lucruri despre Camera Raw. O să revenim asupra lui și în lecțiile următoare, pe măsură ce introducem fișiere în lucru. Ne vedem în lecția următoare.